Mă numesc Bana Valentin. Îmi doresc rechizitii, papuci, haine, caiete, cărți, dulciuri și jucării de pluș. Situați la polul sărăciei și mereu cu grija zilei de mâine, sute de copii din județul Iași nu mai visează la jucării și dulciuri. Deși au vârste fragede, se comportă ca adulții, iar momentele în care nu studiază sunt dedicate treburilor gospodărești. Ca să mai șteargă imaginea tristă a copilăriei, o asociație din Iași sare anual în sprijinul lor, cu mult înainte de Crăciun, pentru a-i ajuta să expedieze scrisoarea cu dorințe către moșul. Valentin are doar 13 ani și locuiește împreună cu mama și cei trei frați într-o casă cu două camere, în comuna Belcești. Deși are mai mereu zâmbetul pe buze, neajunsurile îi se citesc pe chip. Îi lipsesc multe, iar lista către Moș Crăciun este extrem de scurtă. Da, mă numesc Bana Valentin. Îmi doresc rechizitii, papuci, haine, caiete, cărți, dulciuri și jucării de pluș. Deschide lista cu dorințe, solicit în rechizite și asta pentru că în momentul de față are un singur caiet pe care scrie la toate materiile. Ai caiete? Doar unul. Doar unul pe care îl folosești la celelalte materii? Da, la română. De când am mai avut o jucărie, Valentin? Nu știu. Nu mai ții minte, nu? Da, Dida și-o indică n-ai mai avut. Am mai ținut minte, nu? La două case distanță locuiește o altă familie cu 6 copii. Deși nevoia este mare, lista lor cu dorințe este și mai scurtă. Țin până la Crăciun. Ce-ți dorești tu de la Moș Crăciun? Eu? O mașină galbenă. O mașină galbenă? Da. Atât? Dulciuri, multe dulciuri. Da. Jucării? Ce jucării? Ce fel de jucării? Ai o păpușică? Nu. Nu ai nicio păpușică? Nu. Dar ți-ai dori? O păpușică. În câte camere locuiți? Atâta cămile și alea, da. Am olu și camera de bună și mașina întâi fac mâncare eu. Asociația Zâmbetul Nostru a demarat campania Fii și tu Moș Crăciun. Au pornit din timp în identificarea copiilor care nu mai cred că în acest an va mai veni Moș Crăciun. Ne propunem să sprijinim circa minim 500 de copii. În fiecare an creștem numărul copiilor. Este vorba de campania Fii și tu Moș Crăciun. Este un proiect de-al meu personal, unde am lucrat peste tot, am încercat să-mi mențin proiectul, iar al patrulea an. Voluntarii au adunat scrisorile cu dorințele copiilor. Acestea așteaptă să fie adoptate de oameni cu suflet mare, care sunt gata să devină chiar ei Moș Crăciun pentru copiii nevoiași. Cei care doresc îl pot contacta pe Ciprian Mihalcea, directorul general al asociației, chiar pe pagina de Facebook, sau pot dona bani pentru ca voluntarii să îndeplinească dorințele fiecărui copil.